În fiecare an, mii de giurgiuveni își depun dosarele pentru obținerea unui permis de conducere. Foarte mulți nu îl obțin, fie pentru că au picat examenul teoretic, fie pentru că nu au reușit să treacă la traseu. Până acum, în cazul celor respinși la proba practică, pentru reluarea examenului trebuia să susțină din nou sala și, dacă promovau, să revină la traseu. Această prevedere legală a fost modificată, însă în această lună, printr-un ordin al Ministerului Afacerilor Interne, care aduce noi reglementări în ceea ce privește obținerea permisului de conducere. Astfel, candidații respinși la traseu nu vor mai fi nevoiți să susțină din nou proba teoretică. E mai bine. Crezi că era o pierdere de timp sau cum? De ce e mai bine? Da, într-un fel. Ție cum ți se pare? Mi se pare o modificare foarte bună, datorită faptului că dacă prima oară nu ai reușit la traseu, a doua oară sigur vei reuși pentru că trebuie să mai ai încă 6 ore de condus și automat că vei avea timp să mai profesezi, să ai timp de exercițiu mai mult. Din punct de vedere al susținerii sălii doar o singură dată, este ok pentru că nu se mai prelungește perioada. Deci e o alegere bună, zic eu. De asemenea, candidații admiși de la sală vor putea să susțină proba practică de mai multe ori, în cazul în care o pică. Pentru asta, ei vor trebui să plătească taxa de examinare și să facă cel puțin 6 ore suplimentare de pregătire practică. Candidații admiși la proba teoretică vor avea la dispoziție un an de la data absolvirii cursului de pregătire teoretică și practică pentru a trece de traseu, chiar și din mai multe încercări. Persoanele care pică proba teoretică vor putea susține o nouă examinare după cel puțin 15 zile de la respingere, după achitarea unei taxe. Se mai prevede noul act normativ. Modificările aduse procedurii de examinare de obținere a permisului de conducere au fost deja publicate în Monitorul Oficial, însă vor intra în vigoare începând cu data de 5 octombrie 2015.